Deci sunt specialiști. Terapia cu îngeri, e terapie... Exact, voiam să ajung și aici pentru că am o listă întreagă da. De tehnici da. Pe care vreau să le recomandăm. Deci, îngeri cărora tu îi poruncești să stea în jurul tău, să te asculte, dar noi oricum avem terapia cu îngeri, pentru noi avem terapia și canonul de pocăință la îngerul păzitor. Deci noi nu suntem lipsiți de îngeri, dar nu putem invoca noi orice înger vrem. Îl putem invoca pe Sfântul Arhanghel Rafael, Gavriil, Mihail și aici este o șmecherie. Toți arhanghelii care se termină cu el sunt arhanghelii lui Dumnezeu. Uriel, Tamel, sunt mai mulți care ei au un rol în jurul lui Dumnezeu. Varahel, Gabriel, Mihail, așa îi pun când îi citesc în terapiile astea lor cu îngeri. Știți ce mă întreb? Deci au o gamă variată, da, tot felul de chestiuni din acestea. Știți ce este interesant? De ce mai inserează așa și câteva care au legătură cu Dumnezeu? Păi, ca să inserează. De ce inserează? Vedeți, ele au derivat, cum au derivat vrăjitoria în creștinism, așa au derivat ele din budism, din spiritism, din confucianism, din toate, așa din hinduism. Da, și-au ales numai părțile. Și de ce vă spun lucrul ăsta? De exemplu, în vrăjitoria noastră creștină, avem așa, magia albă și neagră. În cea albă n-are voie să lipsească busuiocul, aghiazma și icoana Maicii Domnului, sau chiar a Mântuitorului. Deci, vedeți, aia e magia albă. În magia neagră trebuie să fie toiagul sau varga, bagheta fermecată, trebuie să fie cuțitul ritualic cu care tai cercurile, întrerupi rău, arunci energiile, le canalizezi, le dirigezi, trebuie să fie pocalul din care bei poțiunea și căldarea în care să fierbi poțiunea. După aceea, ai vrăjitoarele cosmice, care merg numai pe numerologie și astrologie, zodiacale. Acelea știu să citească doar în stele. După aceea, le ai pe cele solitare, care au moștenit ceva din mamă în fică, din tată în fiu și lor nu trebuie să le lipsească găina neagră, pisica neagră, haina neagră, mâța neagră, pasărea neagră, toți dracii ăștia, niște simboale inutile, dar care fac mare vârvă. Trebuie să construiască povestea. Nu? Exact, așa. Repuzita. După aceea, sunt cele care sunt pe linie genetică, ca să spunem, care duc din mamă în fică un anumit secret și un anumit har. Noi la țară le spunem că l-a cumpărat pe Satana și l-a lăsat urmașilor. Da. Astea sunt cele mai drastice chestiuni care se găsesc și se mai găsesc în viețile sfinților. Când diavolul era la cineva și îi aducea câștig mare, îl îmbogățea, făcea pact cu diavolul să-i meargă bine, fie că își scria zapisul cu sânge, fie că își dădea un fiu amanet, fie că își punea bogăția amanet, fie că își punea sufletul lui amanet și așa mai departe. Și după aceea avem vrăjitoarele populare, cele care au inventat pentru diochi praful din talpă, tăciunile din sobă, ața roșie, cruciulița de argint la gât cu ață roșie, usturoiul în buzunar, tămâia în ureche și alte prostii. După aia avem cele care știu să citească în tarot, în carte, care vin și îți dau cu cartea, iarăși o altă formă și merge lumea într-o veselie, dacă la toți le spune adevărul. Și toți cred. După aceea avem cele care știu să facă de ursită, să ți-l furi pe ăla, îți dă să bei de colo, îi pune poza lui ăla, toarnă nu știu ce povește acolo, îți dă ții să bei, îți duci mai departe, să o lese pe aia, să uite la tine, să nu se uite la tine, să uite la cealaltă și tot așa. Și ele au deviat exact și în lumea aceasta a terapiilor. Deci, în momentul când tu ai călcat într-o, să spunem, într-o latură de asta și ai dat peste un... Hai să-i spunem un psiholog, că ăla e un fin psiholog, nu-i prost. Tu trebuie să cunoști teologia individului, că nu-ți merge cu oricine. Uh-huh. Poți să vină unul să-i spui povestea asta și să mânjă două capace de strece și strece din blacul prostii. Dar când prinzi omul disperat, da. Și de obicei, să știți,
De aici derivă cealaltă terapie, chiar câteodată părută creștină și necreștină. Ghicitul psaltirii, ghicitul în Evanghelie, deschisul cărții. Da. De ce? Pentru că tu te uiți ce vrea omul și încep discret. Dar ia spune-mi cum s-a întâmplat. Și omul, în vrute și nevrute, stând și pe bancă la autobuz, dacă stau doi oameni, încep să-și povestească păsările. Că am găsit o lumânare, că am găsit ceva dat pe ușă, că am găsit stropit, că am găsit un ou. Uite, chiar ieri îmi spunea o doamnă de la Sfântul Maslu, părinte, zice, m-am dus cu prietena mea la biserică și am stat doar numai lângă ea. Și când m-am întors de la biserică, lângă portofel, aveam un ou mic alb. Și doar eu n-am mers cu cineva pe drum, n-am mers pe lângă cineva, numai pe ea. Mi-a fost frică să-l iau, am aruncat și poșeta aia, am stropit tot cu aghiazmul. Păi zic, și de ce te-ai speriat așa tare de ou? Până la urmă, cine ai venit să te împărtășești? Cine a dat cu tămâie? De ce nu te-ai rugat? Părinte, uite, în clipa aia m-a luat panica și chiar n-am știut ce să fac. Ei, da, știi ce? Și unul de ăsta îl citești repede și îl aduci liniștit la un, așa zis, terapeut și prima dată îl încarci energetic. De ce am spus că plecăm, din poziția psihologului? El până nu are o psihologie perfectă să vadă slăbiciunea individului. Și acum am cer scuze publicului nostru care ne urmărește. Noi de proști nu ducem lipsă de oameni slabi, care pun botul la toate vrăjelile, la toate prostioarele, la toate găinăriile, la toate copilăriile, la toate nimicurile. Că și eu câteodată mă întreb, de exemplu, cunosc tot așa un cerc de persoane care, de exemplu, într-o zi umblă în buzunarul la haină cu un cristal alb, într-o zi poartă un cristal roșu, într-o zi poartă un cristal galben, într-o zi poartă un cristal albastru, pentru că îi dă o anumită energie. Și chiar spune, de când port cristalul ăsta, am alt tonus. Vedeți, aici poate interveni faptul că ai dat banii pe el, că l-ai cumpărat odată. E bunul tău personal, dar poate faptul că tu ți-ai indus deja, pentru că, vedeți, acolo în tehnicile astea orientale spune așa, tu poți, tu vrei, tu știi, tu ești deștept, tu ești puternic, tu ești bun, tu ești în lumină, sunt niște repetiții din astea care să-ți inducă ție psihologic ideea că chiar tu ai făcut ceva. De exemplu, ca să fiu sincer de o chestie, cum aș asemăna eu treaba asta, dacă într-o dimineață uit să mă împărtășesc, să mă pun în rânduială în ziua aia când stau cu oamenii, parcă toată ziua s-a obosit și casca somn, parcă îți ia cineva energia. Poți fi și o psihoză. Dar în ziua în care am luat aghiazmă mare, anafură, m-am împărtășit, în ziua aia n-am nimic. Poate fi și un efect psihologic? De asta spun. Poate fi și protecția divină, dar poate fi și efectul, pentru că tu ai făcut. Și așa e și în chestiunile astea. Chiar dacă acolo nu are treabă nimic cu Dumnezeu, dar ideea că lui s-a spus că da, gata, de acum trebuie să fii bine, el e convins că e bine. A, și îmi spunea asta, vă spuneam odată. Dumnezeu să o ierte pe doamna Emilia, că nu mai trăiește, că de morți nu putem vorbi de rău, dar de bine putem vorbi. Ea mersese la una, acum mai fi trăind în lumea Iași, la acea doamnă care era mare, era destezistă din asta, așa și cu urechile. Nu știu, nici făcea adunările prin ce sală. Și i-a spus că a optimizat-o la gradul 3 de iluminare. Ei, și dânsa a făcut un cancer nasol, foarte urât. A murit așa brusc, în suferință destul de grea. Și, bineînțeles că, prin discuțiile mele cu ea, am zis, doamna Emilia, ați putea să-mi spuneți cam câți bani ați cheltuit acolo așa, până v-ați optimizat? Părinte, era obligatoriu. 100 de lei ședința. 2 ori, 3 ori, 1 ori jumătate, nu știu cât era. Ei, și dacă ea mersese vreo 3 ani, am nu știu, că o dată pe săptămână, de 2 ori, asta n-am mai întrebat. Dar se dusese niște bani acolo și am zis, dacă de banii ăsta ai medicamente, știi, tratai sau mâncare bună.
Da, dar am avut o experiență nouă și am oprit-o la timp pentru că era consumatoare săraca de urină. Își bea propria urină, că așa era terapia respectivă. Și am spus, Doamnă, dar pe aici intre sufletul, iese sufletul, e împărtășania, chem pe Dumnezeu, dai răspunsul la judecată. Cum să faci tâmpenia asta?